ca expresia inteligenței unui popor în acțiunea sa externă și, bineînțeles, voința de a-ți obține sau de a-ți apăra obiectivele. Și ceea ce am spus acolo și ceea ce, repet, ori pot, țările mici și, sau mijlocii, și România depinde acum unde o raportăm, la Europa e o țară mijlocie, o raportăm la globalizare, clar, este o țară mică, nu pot compensa un teritoriu și o economie mai sau un teritoriu mai plăpând și o economie mai mică decât prin inteligență, și asta înseamnă strategie, și prin voința de a-ți apăra interesele. Și exemplul elocvent este Israelul, o țară de 9 milioane, cel puțin dacă ne referim la ca 9 țară. 9 milioane a ajuns acum că la evident, țară era foarte, cred că erau 4 milioane și ceva. Sau poate, sau un popor de 20 de milioane, că putem să luăm și așa popor. Are o politică care de multe ori este apreciată ca o politică de putere regională. Nu putem să ne chiar mare putere, dar e o putere regională prin inteligența jocului, prin economie, tehnologie, prin voință. Deci, traversăm o perioadă proastă, asta trebuie să spunem și acum ca să revenim la subiect. Epoca în care am intrat de ceva timp este o epocă proastă. De ce este o epocă proastă? În primul rând, este o epocă în care se suprapun mai multe transformări și sunt transformări de-astea profunde. Transformări geopolitice, avem transformări economice, pentru că vedeți, bine, întreagă discuție vis-a-vis de sistemul capitalist ca sistem dominant de organizare economică și apar tot felul de ramuri sau nuanțe. Capitalismul de supraveghere, capitalismul de stat, cel pe care îl practică China. Avem dezvoltările și revoluția tehnologică și avem și ceea ce aduce mediu sau ce aduc toate aceste probleme de mediu. Astea toate se suprapun și se influențează unele pe altele. Un exemplu foarte la îndemână. Războiul civil din Siria. Lumea nu înțelege că războiul civil din Siria este și produs unei probleme de mediu. Cu 4 ani înainte de războiul civil, Siria a trecut printr-o mare secetă care a generat multiple destabilizări sociale și economice care au alimentat puternic războiul civil care ulterior a erupt în 2011. Devin îngrozitor de complicate în momentul în care într-un conflict intern intervin vecinii, puterile din afară, marile puteri. Adică vedem o competiție extraordinară între și în confruntarea, să zicem, de geopolitică Statele Unite, Rusia, care se duce în Orientul Mijlociu, inclusiv în Siria. Și în Orientul Mijlociu. Și în Orientul Mijlociu, ca punct focal acolo, pentru că se intersectează chiar, se ciocnesc acolo marile falii geopolitice ale lumii, religioase și așa mai departe, dar și cele care vor să fie puteri regionale, Turcia, Iran. Bineînțeles, bineînțeles. Vorbim de securitatea Israelului. Deci, numai că sunt cei mari, pentru că e o diferență legată de perioada războiului rece, în care aveam cei doi poli de putere, confruntarea dintre ei în terți, oriunde, în Africa, în Orientul Mijlociu, în Asia. Acum apar și jucători regionali care încearcă, uitați, Turcia este în Siria, Turcia e în Libia. Pentru că acolo a apărut în Orientul Mijlociu a apărut un vacuum de putere. După sfârșitul războiului rece și după înfrângerea lui Saddam Hussein în primul război din Golf și după desființarea URSS-ului, că și asta este un element extrem de important, Orientul Mijlociu a fost dominat copios, copleșitor de Occident și mai ales de Statele Unite. Deci timp de 20 și ceva de ani până spre 2011. Păi și cu toate astea nu s-a stabilizat. Păi bun, Orientul Mijlociu niciodată. Ideea, vedeți, aici eu cred că noi facem o greșeală. Noi discutăm de pace, de stabilizare, adică niște termeni occidentali în condițiile Orientului Mijlociu. Păi, cum îmi spunea un amic izraelian acum vreo 3-4 ani, ceea ce vedeți voi acum, asta e pace la noi. Că mai trage o rachetă, că mai avem un atentator terorist, dar nu suntem în război noi cu țările arabe, nu avem confruntări de anvergură mare. Deci, da, sunt milioane de refugiați, deci, sunt termenii ăștia occidentali, războaie cu victime la scară mare în Siria. Da, în Yemen. În Yemen avem ascensiunea de putere a Iranului în zonă. Deci toate aceste destabilizări geopolitice și din păcate Orientul Mijlociu este vecinul nostru, este foarte aproape de România. Nu e o regiune îndepărtată pe care să o putem neglija. Care sunt 2 ore de zbor până acum. Absolut. Eu de obicei când predau am un curs pe cea se numește regiuni de importanță strategică pentru România, pe lângă Balcani, Europa Centrală, Marea Neagră. Eu predau și Orientul Mijlociu și asta le spun studenților. Orientul Mijlociu trebuie privit ca și zona Balcanilor sau Europei Centrale. Este la 2 pași de noi și avem multiple interdependențe cu toate statele alea din zonă. De asta a fost o paranteză. Vreau să închei. Deci, partea asta cu schimbarea. Schimbarea a mai avut și în 89. Deci nu, problema nu e că se schimbă lucrurile în lume. Problema este că cel puțin în faza asta lucrurile se schimbă în rău. În 89 începeam un ciclu de schimbări pozitive. Democrație, se termina războiul rece, se făcea pace între foști adversari, aderam la NATO, UE, dezvoltare economică, globalizarea era în continuare, o
occidentalizată, vezi că ajungem imediat la conferința de la München cu dezoccidentalizarea lumii. Exact. Deci evoluțiile erau toate pozitive. Și atunci când tu intri într-un ciclu de schimbări, dar ele sunt pozitive, sunt spre bine, și dacă nu faci nimic, tot bine îți va fi. Dovadă că noi la începutul anilor 90 ne-am cam bâlbâit și cu democrația și cu economia. Ușor în gard și tot am prins trenul. Mineriade cu... Absolut, lamentă. Bun. Problema care este că în momentul ăsta majoritatea schimbărilor pe care noi le înregistrăm sunt în rău. Și de ce sunt în rău? Pentru că statele încă nu au instrumente, nu au politici, nu au instituții, nu au organizări să gestioneze cum trebuie aceste schimbări. Toți suntem surprinși de ele și de amploarea lor, inclusiv americanii. Aici ajungem și la conferința de la München și vreau să vorbim și despre conferința de la București legată, că a fost pe Marea Neagră. Extrem de importantă viziunea unei conferința puteri. Cu britanicii? Da, cu britanicii. Și pe Marea Neagră. A fost o conferință foarte bună pentru că am văzut cum o țară europeană, că Marea Britanie, în ciuda Brexitului, rămâne o țară europeană, trecând prin numai niște... Numai că ei vor acum să joace global. Și mi se pare că e o neconcordanță. Aici dar e de discutat. Deci, conferința cu Marea Britanie a fost pentru a vedea un picuț cum privește Marea Britanie după Brexit, o serie întreagă de chestiuni, probleme de securitate, probleme de relații cu Uniunea Europeană. Exact. Și să nu uităm un lucru. Unu, Marea Britanie este unul din principalii noștri parteneri în NATO și în chestiuni de securitate. Periodic avioanele lor au venit și au făcut poliția aeriană aici cu noi, ca să nu mai vorbesc de multiple legături pe zona apărare, securitate cu ei. O viziune mai largă, înțeleg ce înseamnă amenințările de securitate în flancul sud-estic al Uniunii Europene, ceea ce alții aliați din Europa nu văd. E țara care ne-a deschis într-o foarte mare măsură ușa spre Uniunea Europeană, ne aducem aminte pe Tony Blair. Reformă militară. Deci Marea Britanie este o țară extrem de importantă pentru România. Și eu sunt unul din cei mulți români care au regretat Brexit-ul și faptul că Marea Britanie, o țară care a salvat până la urmă Europa de două ori, părăsește Uniunea Europeană. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să exagerăm, Marea Britanie nu părăsește Europa, e în continuare NATO și în continuare putem dezvolta o relație foarte strânsă cu ei. Acum, noi am fost interesați, când spun noi, mă refer la New Strategy Center, să vedem un pic, cum văd britanicii relația cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, și aici a fost o discuție foarte interesantă, dincolo de SUA și de Statele Unite, post-Brexit. Și vă spun, spuneați de întrebări, britanicii au foarte multe întrebări și ei, inclusiv ei acum sunt obligați să-și definească mai bine interesul național, pentru că atunci când ești la oaltă cu ceilalți, interacțiunea cu ei te ajută să definești mai ușor ceea ce vrei și inevitabil se conturează și un interes colectiv la care aderi tu. Dar ei acum sunt pe picioarele lor. Ei acum trebuie să-și definească foarte clar interesul național. Și ăsta nu e un lucru simplu, pentru că totuși post-Brexit Marea Britanie e o țară fracturată și fragmentată. Și între grupări politice e fragmentată și național. Că englezii sunt într-o abordare și o postură, scoțienii vede bine că sunt frământați de această chestiune Irlanda, de independenței. Irlanda de Nord. Acum, acolo foarte multe întrebări. Aproape că nu știu dacă, nu-mi dau seama un pic, trebuie să-mi aduc aminte dacă a fost Chatham House sau nu, că nu vreau să comit o, cum să spun, eroare. Nu dăm lucruri care răspunsul față de Irlanda a fost foarte interesant. Foarte interesant au fost răspunsurile și legate de multe alte chestiuni. Cert este că Marea Britanie este o țară care a început și Ideile le putem vorbi. Dar deja, de fapt, bun, că n-a funcționat o atribuire națională. Da. Marea Britanie este o țară care a început o dezbatere amplă, internă. Ok, am făcut Brexit, chinuit cu costuri, bun, încotro acum. Și au în discuție toate aceste chestiuni, relația cu Rusia, relația cu China, pentru că, într-adevăr, ei vor să aibă o raportare. Bun, acum să spunem un lucru, după părerea mea, Marea Britanie este cea mai globalizată, cel puțin intelectual, țară din Uniunea Europeană sau din Europa. E o mare contradicție prin imperiul aici, pe care l-au avut. Eu am văzut abordările foarte interesante. Ei au construit globalizarea alături de americani. Așa este, dar Brexit-ul este un rezultat al izolaționismului, nu al naționalismului englez, al naționalismului englez. Da. Oricele două nu se pupă. Globalism cu naționalism. Ba, ei caută acum o soluție de compromis, în sensul că ei vor să-și afirme și să-și promoveze și să-și apere interesele naționale, că astea, în momentul ăsta, sunt singurele, altele nu mai au, la nivel global, adică dacă eu înțeleg bine... Și care e prima consecință? Am ieșit și prima consecință, primul lucru pe care îl facem, gata, interzicem să mai intre în Marea Britanie muncitorii, au început necalificați, engleză, nu știu. Deci dintr-o dată, deci scopul a fost clar, să izolăm intrarea, să controlăm migrația. Dacă mă întrebați pe mine,
din perspectiva lor, asta e măsură corectă și vă spun și de ce. Pentru că muncitorul necalificat este o povară. Asta este epoca, vorbeam de transformările tehnologice. Trăim într-o epocă în care, vedeți bine, începe spre inteligență artificială, supercomputere, drone și ce mai aduce, 5G. Muncitorul necalificat nu mai, probabil că și-au făcut și... Nu lucrează dronele. Da, da, ce vreau să... Băi, bun, dar ăla nu e un muncitor necalificat pe șantier, și aia vor rămâne. Ce cred eu că ei vor pune niște filtre și evident că ca orice filtru nu o să fie total, complet, că întotdeauna vor trece unii granița ilegală, oricât ai strădui. Dar ca politică, și asta e foarte interesant să ne uităm, cap și poate fi și un lucru îngrijorător pentru România, pentru că asta înseamnă că ei vor continua să ia oameni din alte țări. Dar nu pe aia care sunt o povară din punct de vedere social, ci pe aia care sunt o oportunitate, o șansă din punct de vedere intelectual. Și să știți că migrația românească în Marea Britanie este foarte interesantă, este foarte multă intelectualitate română și oameni cu pregătire superioară. Pentru că, păi știți de ce? Nu... E foarte ușor accesul la învățământul britanic. Intri în facultățile britanice, este și relativ ieftin comparativ cu americanii care au niște prețuri exorbitante, o pregătire de bună sunt calitate. Sunt credite pe care românii sunt muncitori. Statul britanic le oferă. Absolut, creditele sunt generoase și în momentul în care ai și performanță ca tânăr român și în general românii se străduiesc într-un mediu care îi favorizează intelectual, efectiv după aceea pasul de a rămâne în Marea Britanie e relativ simplu. Și eu știu deja vreo câteva nume, avem profesor român la Oxford. Avem 4 profesori români care predau în momentul ăsta la Universitatea Oxford. Aș întreba și așa retoric. Eu, inclusiv, eu știu doar unul dintre ei. Știu că sunt 4, că îl cunosc pe unul dintre ei, pe Corneliu Biola, și el mi-a spus că mai sunt alții 3. Dar vedeți, nici măcar la nivelul ăsta de interes personal nu pot să vi spun pe ceilalți 3, dar la nivel național. O fi știind cineva care să ăștia și or fi valorificați în vreun fel acești români care au o expertiză atât de bună încât au fost acceptați să predea la prestigioasa Universitate Oxford? Nu cred că se gândește cineva să apeleze la inteligența și la este multă inteligență aceștia. Românească în Occident. Și este nevoie mai mult ca oricând de inteligență pentru a încerca să te dumirești într-o lume care este confuză. Și am văzut abordările britanice, într-adevăr, pe de o parte, gândindu-se la vechiul imperiu, e clar că rămâne această idee post-imperială, să spunem, că au vorbit foarte mult despre India, Canada, Commonwealth, Noua Zeelandă, Australia. Astea zonele unde speră să fie bine primiți. Ei recunoscând, ne-am neglijat fostele noastre zone, Australia, Noua Zeelandă, dar trebuie să ne întoarcem. Să refacem lucrurile cu ei, ieșind din Uniunea Europeană. Însă numai că întoarcerea asta nu să fie așa de simplă și vă dau iar un element de discuție. Nu să fie simplă, că sunt alți actori care... Deja presa britanică a relatat o discuție foarte complicată între președintele Trump și premierul Johnson. Și am văzut în ziarele britanice foarte importante, dură, serioase, foarte dură un semn mare de întrebare. Adică s-ar părea că asistăm inclusiv la diluarea, ceea ce iarăși n-ar fi un lucru de dorit, relații speciale între Statele Unite și Marea Britanie. Dar vedeți, Trump i-a felicitat, i-a încurajat, ieșiți, va fi minunat. După ce au ieșit, a pus pe masă un acord de liber schimb de la care speră foarte mult, pentru că piața unică europeană s-a cam dus pentru Marea Britanie. Nu, încă nu. Sunt negocieri. Nu se știe. Ce au spus semnalele pe care le-au dat sunt următoare. Să ne așteptăm, le cerem companiilor să se adapteze pentru că vor fi tarife. Depinde cum Dar nu, America vine și spune acum sunteți, discutăm, nu puteți să fiți la nivelul nostru al americanilor. Păi nici ne impunem condițiile noastre. Vorbim de 5G, vorbim de... Nu, la 5G, aici, păi nu, haideți să luăm pe rând. Au zis, da, noi vrem Huawei-ul să rămână. Haideți să lămurim. Deci, la nivel de chestiuni economice... Agricultură. Deci, britanici au o piață de, nu știu cât sunt, vreo 60 de milioane, cred că sunt ei de loc. Deci, au o piață de 60 de milioane. Bun, America e o piață de 300 ceva de milioane. Deci, nu ai cum să discuți de la egal la egal când piața ta e de 5 ori sau 6 ori mai mică ca celuilalt. Așa cum vor avea această dificultate în relația cu Uniunea Europeană. Păi, noi, fără ei, am rămas totuși 400 și vreo 70 de milioane. Ei sunt 60. Adică, nu ai cum să impui tu condiții când piața de 400 de milioane sau 300 în America e mult mai importantă pentru tine decât viceversa. Pe de altă parte, pe chestia cu 5G, britanic și au făcut propria politică. Și aici sunt niște lucruri foarte interesante. Ei susțin și au și argumente că înțeleg mai bine
ce înseamnă 5G-ul, pentru că l-au studiat chiar mai bine decât americanii și pe mine m-a mirat un pic chestiunea asta și ca atare ei au ajuns la concluzia că se poate dezvolta mai puțin zona de securitate națională, unde într-adevăr aici și ei au fost foarte rigizi, chiar fermi, dar dincolo, pe zona comercială, se poate lucra cu 5G-ul chinezesc, cu Huawei-ul, fără pericolul pe care americanii, ca să zic așa, îl evidențiază fără neapărat să-l cunoască foarte bine. Adică mie mi s-a părut aici o politică deja de stat care își apără interesele, inclusiv în relația cu un aliat important. Și eu recomand tuturor să urmărească foarte atent relația asta între Marea Britanie și Statele Unite, că poate să ne spună inclusiv nouă românilor foarte mult despre viitorul ăsta cam incert în care ne îndreptăm. Spre care ne îndreptăm. Am văzut la München, pentru că într-adevăr s-a dus toată lumea acolo. Practic, din partea României, premierul, ministrul de externe, ministrul apărării, asta iată, pentru prima dată, o asemenea tripletă se duce la München, dar bineînțeles, toată lumea a stat cu ochii să vadă ce spune America, ce spune Rusia, Franța, pentru că reașezare... Germania, da. În China, abordări, India. China, evident. Africa a fost iar prezentă cu trei președinți de stat, foarte interesant. Ce am văzut acolo a fost o schimbare, mi s-a părut, extraordinară. Pentru că dacă acum 2-3 ani după preluarea mandatului de către președintele Trump, a venit Trump și a dat cu pumnul în masă și a spus NATO is obsolete, banii, cutare, nu știu ce, în care toată lumea a spus America pleacă, America ne lasă. Acum la München l-am văzut pe Pompeo spunând America, Occidentul câștigă, noi câștigăm și europenii spunând fără America ce ne facem, trebuie să gândim singuri, Macron, suveranitate, suveranitate, suveranitate europeană. Bun, haideți să le luăm și pe asta. Și după aia Rusia. Conferința de la München este foarte importantă în fiecare an. Adică acum americanii erau, țineau de Occident, în timp ce Occidentul părea că pentru a rămas fără americani. Jocul american e corect și de ce spun lucrul ăsta? După părerea mea, nicio altă țară nu ar fi credibilă dacă și-ar propune, unu, să salveze ideea de Occident din punct de vedere civilizațional, doi, să o și apere. America e în continuare cea mai mare armată a Occidentului. Doi, un lucru pe care noi nu prea îl studiem. America este în continuare cea mai mare economie și o chestiune foarte interesantă, într-o discuție a lui Farid Zakaria cu un expert economist foarte bun, acesta a arătat un lucru foarte interesant, că în cei ultimi 10 ani, deci 2010-2020, în ciuda estimărilor și a tuturor acestor idei decliniste, economia americană a câștigat 2% ca și greutate în economia globală. Pentru că tendința în ultimii ani a fost ca America să se restrângă economic pentru că creștea restul lumii. China, India, nu? Ei bine, paradoxul face că, sau paradoxal este că în ultimii 10 ani economia americană a crescut cu 2%. Și de unde deci acest defetism în Occident? Păi, defetismul este, în primul rând, e unul tradițional. Pierdem, gata, ne-am... Ne aducem aminte. De ce conceptul ăsta de... Sunt două... Deci, pierderea occidentalizării în pentru Occident. Pentru că în Occident, ori de câte ori lucrurile încep să devină complicate, economiile încep să scârție, nivelul de trai începe scârție. Să scadă. Ba da, în anumite... Păi uitați-vă la Germania. Crește cu 0, da, este crește. Negativ nu inflația. Nu e în nu. Anii 20. Occidentul per ansamblu are probleme economice serioase și semnificative și trebuie bine gestionate. America nu scade. Bun. Acum, în acest context occidental, America s-a descurcat ceva mai bine decât Europa, pentru că are niște avantaje structurale. Păi, când tu ai vorba unui prieten, xeroxul de dolari sau tiparnița de dolari și dolarul este moneda de rezervă principală a lumii și tu poți dacă să-ți extinzi... Dacă n-ai fi promotorul de tehnologie, degeaba ai avea bani. America a rămas în continuare promotorul de noi tehnologii. Nu, e singur, nu, e cel mai mare. Cel adevărat. Mai mare, da. Bun, păi și asta este al doilea. Deci, explicația era... Pentru... Și creatorul de noi. Aici a fost explicația. De ce, paradoxal, America și-a extins ponderea economică în lume când tot s-a așteptat să se restrângă? Pentru că, de fapt, bătălia mare se pare că e pe tehnologie. America are cele mai importante, primele 4 companii de tehnologie sunt americane. De economist, are un număr special pe subiectul ăsta acum. Și ăsta este avantajul. Adică, dincolo de dolar, un alt avantaj structural al Americii este faptul că în continuare
produce atât de multă tehnologie și în ciuda faptului că, și aici e o chestie de psihologie socială, oamenii trăiesc ceva mai greu, inclusiv în America, ca altă dată, în continuare își cumpără gadgeturi de-astea în disperare, ceea ce face ca profitul acestor firme de tehnologie să crească în mod continuu. Or, deci, dacă America e cea mai mare armată și cea mai mare economie și în continuare economia asta dă semne de sănătate, rămâne să vedem ce mai fi, evident că nimeni altcineva nu poate spune în discuție ideea de Occident. Și aici Pompeo i-a pus în defensivă, după părerea mea, foarte inteligent și pe alții. Acum, ce nu mi-e clar, Ischinger a fost ambasador în Statele Unite. S-ar putea să avem aici un fel de complot, un complot în bine, cel puțin din perspectivă românească, între acea grupare, acea elită germană, pro-americană și americani, pentru că prea s-au potrivit bine, adică Ischinger vine pe, deci face tema centrală a dezbaterii, dezoccidentalizarea. Da. E adevărat, crește China, crește India, crește Indonezia, da. Restul, cum spunea Ferguson, nu? Deci e clar că noi occidentalii nu mai dominăm lumea și am dominat-o 500 de ani, adică nu e ușor pe 500 de ani să trebuiască să împarți cu alții. Și cum împărțim? Ce împărțim? Pe ce reguli împărțim? Foarte multe provocări. Deci, Ischinger aici a băgat tema asta, Pompeo vine și spune, Occidentul e învingător, nu mai fiți de fetiști. Și rămâne să vedem dacă standardul ăsta va fi în continuare preluat, dar dacă se va întâmpla așa, într-adevăr, eu cred că aici o parte din elita germană, împreună cu cea americană, o să pună un pic în defensivă Rusia, dar și Franța. Și va fi foarte interesant să vedem, mai ales că pe ultimii ani a apărut că Franța are relația specială cu Statele Unite, nu? Relația între Macron și domnul Trump. La început. Bromance, deci, după care s-a prăbușit lanțul de iubire. Însă, pe de altă parte, domnul Pompeo, și asta e celălalt aspect, domnul Pompeo n-a fost aplaudat. Eu am fost la München 5 ani la rând, la conferință, sau 6, în fine, nu mai contează. Și la conferința de la München, când auditoriu, și auditoriu e format în special de europeni, că geografic ei sunt cei mai aproape, când auditoriu e încântat de o idee, aplaudă. Și cu cât aplauzele sunt mai furtunoase, cu atât aderența la idee mai mare. Pompeo nu a fost aplaudat. Deci discursul lui Pompeo pe această idee că Occidentul e victorios, că nu vă mai lame, ceea ce îți arată o neîncredere dincolo de standard, o neîncredere totuși în politica americană actuală. Adică Europa și mai ales Germania, establishmentul german, nu mai are deloc încredere, și lucrurile astea s-au tot spus de-a lungul timpului, în America. Nu neapărat în establishment, că establishmentul în continuare încearcă să țină steagul sus, ci lumea nu are încredere, Germania și lumea europeană nu are încredere în Trump. Și tot se tem că va fi reales și toate datele arată că așa se va întâmpla și toată lumea așteaptă să vadă, de fapt, momentul adevărului pentru mulți va fi după realegerea domnului Trump. Ce va însemna un Trump neîngrădit de nevoie de al doilea mandat, victorios în alegeri, ce fel de politică va adopta, mai ales că totuși... Mai ales că el s-a răzgândit de foarte multe ori. Asta, în 4 ani a arătat că e destul imprevizibil, adică nu are o gândire clară și foarte bine structurată. Ce vrea Macron? Însă, aici e o oportunitate. Dezbaterea despre Occident trebuie dezvoltată și în România, că mie că se zice emisiunea și uit să spun lucrul ăsta, trebuie și noi să participăm la această dezbatere. Avem aturi, avem ce spune, inclusiv ortodoxia noastră e una de tip occidental, ca noastră e prin Bizanț, care a fost urmașul Romei 1000 de ani în estul continentului european. Adică noi ar trebui să profităm de acest moment pentru a întări și mai tare statutul nostru de țară occidentală și în felul ăsta poate ne asumăm și noi o dată pentru următorii ani, dom'le, statutul de așa țară în Europa. Deci aici e iar un lucru, apropo și de Brexit. Noi după Brexit, plecând Marea Britanie, suntem a șasea țară ca populație și teritoriu în Europa. Păi ăsta e un statut care trebuie onorat. Deci nu poți să fii a șasea țară în Europa și vorba lui Cristian să fii rupt aici în fund. Este, adică e ai nevoie de o anumită ținută. De percepție. Pentru că într-adevăr continuă, din păcate, nu pentru că lucrurile ar merge extraordinar, dar nu putem să spunem că România nu s-a dezvoltat. Absolut. Și se vede foarte clar. Nu cât ar fi putut. Nu cât ar fi putut. Dar imaginea noastră despre noi și imaginea pe care noi o proiectăm, nu imaginea pe care ceilalți o au, vecinii noștri europeni, noi proiectăm o imagine în care ne tratăm mult mai prost decât ar trebui să ne tratăm. Pentru că, într-adevăr, este o țară, este a șasea țară, suntem cea mai mare economie din Balcani. Am depășit economia greacă. Contează în ceea ce înseamnă exporturi, în ceea ce înseamnă forță de muncă. Deci nu putem să ne tratăm chiar așa de prost precum o facem. Nu că ar trebui să acoperim ceea ce nu merge. Nu, în niciun caz. Ce vrea Macron? Pentru că el a lansat niște idei care pentru unii a făcut să li se ridice părul în cap dacă ne referim la noi, la frontiera estică.
Rusia, haide să o îmbrățișăm, da, să... Haide să explicăm un pic, că și eu inițial recunosc că, și m-am pripit un pic și recunosc lucrul ăsta, m-am repezit un picuț în politica asta a domnului Macron, pentru că mi s-a părut un pic superficială și neprietenească față de România. Numai că, domnul Macron ce face? Domnul Macron, și asta este epoca, prima dată are mai aproape de corp cămașa națională, cămașa Franței. Ori e o chestiune pe care noi nu prea înțelegem. Noi nu prea ne uităm la ce se întâmplă în Africa. Nu înțelegem Africa, știm că sunt francezi acolo, știm și noi că ne-am dus cu francezii, suntem în Mali, nu? Africa este esențială pentru Europa. Dacă vorbim de civilizația occidentală, Africa, ce se întâmplă în Africa, este vitală. E adevărat. Numai. Pentru că toată zona de nord a Africii poate genera la un moment dat un val de migrație căreia Uniunea Europeană nu poate, căruia nu va putea să-i facă față. Dacă noi nu ne ducem în Africa să încercăm să dezvoltăm Africa. Deci Franța are două probleme în momentul ăsta. Dacă eu înțeleg corect poziția Franței și m-am străduit în sensul ăsta în ultimile săptămâni, Franța are două probleme fundamentale. De fapt, hai să o pe prima. Prima problemă fundamentală este că Franța, ca fostă mare putere, ca a fost imperiu și ea, înțelege importanța gândirii strategice. Deci, de fapt, în Europa, dacă e să discutăm cinstit, că vorbeam și de britanici, doar două țări gândesc strategic. Britanici și francezii. Uitați-vă, de exemplu, cum și-au păstrat bazele prin Oceanul Indian, prin Pacific. Africa. E foarte interesant să iei o hartă, să pui bazele americane și franceze, să le vezi pe unde... Britanice. Deci în continuare au, ca să zic așa, o gândire globală, pentru că Franța are în continuare posesii în Pacific. Franța e o putere în Pacific, asta nu înțelegem noi, chiar dacă e motorul Uniunii Europene. Deci, ori, Franța în momentul ăsta, pe de o parte, înțelege că nu mai e Franța de altă dată și e un sistem care nu mai este atât de occidentalizat, deci ea, în termeni relativi, a mai scăzut ca pondere, ca putere, și are nevoie și de alții, și speranța înspre Germania. Pe de altă parte, de exemplu, Germania este incapabilă pentru moment să gândească strategic. Și, nu este incapabilă, nu vrea. Nu, eu cred că, tratamentul Germaniei după al doilea război mondial a dat atât de bine rezultate, încât efectiv am anulat complet, Statele Unite, că ei au, de fapt, administrat tratamentul, au anulat complet instinctele strategice ale Germaniei. Nu. Păi să reiau celebrele vorbe ale lordului Ismay. NATO a fost făcut să țină Germania down, Russia out, America in. Ne rugăm out, de America Germania in. Să se ridice acum și ei tot down sunt, pentru că... Nu, down ca implicare geostrategică, da, evident. Deci nu, cum să spun, Germania, și toată această discuție, că nu vor să investească mai mult în armament, că bun, deci, plus că Germania acum, are și o privire complet continentală. După primul război mondial, Germanii s-au interzis coloniile. Deci ea dezvoltă o gândire eminamente continentală. O putere continentală. Da, nu, dar când dezvoltă o gândire eminamente continentală, contează doar Rusia pentru tine și China, că e pe partea cealaltă a Eurasiei. Deci nu mai contează, ca să zic așa, oceanele și mările lumii. Asta apropo de Marea Neagră. Francezii și britanici în continuare au gândire navală, privesc globalizarea și din perspectiva asta și Franța aici simte că nu, Marea Britanie a ieșit și o să vedeți, Franța o să facă tot ce poate să păstreze relația specială cu Marea Britanie în termen de securitate. De-aia acum se discută o chestie iar foarte interesantă. Se discută de un așa numit Consiliu European de Securitate. Pentru că trebuie o formulă oarecum extra, că numai în Uniunea Europeană, Marea Britanie, prin care Marea Britanie să fie înglobată totuși în gândirea strategică a Europei vis-a-vis de securitatea proprie. Și dacă se poate și asta în afara NATO, pentru că acolo iarăși dăm de americani, adică francezii vor să-i recupereze pe britanici, pentru că nemții, se pare că asta e concluzia care ajung francezii, încă nu vor să fie partenerul al Franței în chestiuni strategice, având niște reticențe, iar acum Germania are și o criză politică internă foarte complicată, că vedeți bine fragmentarea cum acționează. Și sfârșitul deci, epocii Merkel. Absolut. Asta e prima problemă mare a Franței. A doua problemă mare, ce vă spuneam, Africa devine pentru ea un pericol existențial. Deci n-am datele francezilor, noi nu ne uităm la Africa, dar înțeleg că ei consideră din ce în ce mai tare ca fiind Africa un pericol existențial. Migrația, terorism și tot ce mai e pe acolo negativ. Dar bomba demografică africană, deci toate țările, dar și nordul Africii și țările centrale africane cunosc o dezvoltare demografică cu populații foarte, foarte tinere. Locuri de muncă, trebuie să creezi dezvoltare, pentru că altfel
inevitabil vor pleca de acolo și n-au unde să se ducă decât să traverseze și așa înțeleg. Marea Mediterană. Și atunci când ție sudul ți este atât de expus, înțeleg dorința Franței de a-și asigura estul, ca să zic așa, adică de a stabiliza situația în est cu Rusia. Cu Rusia și tot acest dialog, mai ales când vezi că și americanii, hai să fim serioși, americanii fac același lucru. Relația Americii cu Rusia în ultimul an de zile s-a ameliorat, chiar s-a schimbat, s-a ameliorat, depinde cum ce termen vreți. Toți președinții americani în ultima vreme au venit cu ideea resetării și nu au obținut nimic. Da, dar domnul Trump a rămas cu butonul, mai țineți minte, butonul roșu. E adevărat, dar fiecare vrea să încerce, bun, și nu-i poți împiedica să încerce. S-ar putea să-i păcălească Vladimir Putin obținut, pe toți. Dar ce au obținut? Că Crimea anexat, adică nu i-au obținut rezultatul. Cine a zis că omul învață din istorie ceva, apropo de istorie? Păi că de-aia o tot repetăm. De-aia adică, publicat și dumneavoastră. Exact, că, adică dacă vorbim despre Crimea, vorbim despre Donbass. Deci reacția a fost agresivă, dură. Se vede vis-a-vis de Ucraina. Spunând, vine America, vine Occidentul peste noi. Bineînțeles. Și noi aici iarăși trebuie să fim foarte atenți, pentru că într-un fel sau altul, și Germania vrea să așeze relația cu Rusia într-un anumit format, deci într-un fel sau altul, și pentru că mai aici e un alt aspect, apropo de globalizare, Rusia are o relație cu China care e considerată mult, mult prea consistentă și apropiată de occidental ca să nu fie periculoasă. Deci logica aici este foarte clară și fiind o logică triunghiulară, că vorbim de Occident sau vorbim numai de SUA, de exemplu, Rusia-China sau Occident-Rusia-China, relația asta triunghiulară întotdeauna a fost complicată, că, știți cum e, fiecare se teme că ceilalți doi se înțeleg pe seama lui și atunci încearcă să creeze o anumită distanță. Deci în momentul ăsta Occidentul e obligat să acționeze, pentru că parteneriatul între, că nu e o relație de alianță, dar parteneriatul între China și Rusia e destul de consistent, funcționează, deja a început ce puțin în Est, în Asia, să testeze Occidentul. Vezi reacția Coreei de Sud la zborurile avioanelor rusești. Știți că anul trecut, cred că anul trecut a fost, Coreea de Sud a tras cu muniție reală în avioanele rusești, încercând să le dea un semnal. Deci și lumea a interpretat chestia asta ca o testare. Și atunci, inevitabil, în anul ăsta, relațiile astea cu Rusia devin poate chiar și mai importante decât până acum, pentru că dacă se merge spre o așezare, Rusia trebuie să obțină ceva. În Foreign Affairs, în numărul din martie-aprilie, care apare acum, e un articol al lui Graham Ellison, cel cu capcanul Tucidide, despre nevoia de a accepta ideea de sfere de influență și a le da celorlalți, păi, ceea ce li se cuvine. Facem în secolele trecute? Păi când ești mare putere și n-ai resurse să, și, sau nu vrei, că adică abandonezi sistemul de relații internaționale ca să te întorci în... Nu-l abandonezi, auziți, așa ne ascundem de ușor în spatele cuvintelor, nu-l abandonezi, îl ordonezi, dar ordonarea asta s-ar putea pentru unii să nu fie deloc favorabilă. Și aici ajungem, dacă vreți, la Republica Moldova și de ce domnul Dodon ne înjură cu voce tare. Și pentru că simte slăbiciunea noastră internă și pentru că simte că vremurile îl avantajează, poate a și fost pus de stăpânii lui să latre mai tare ca să creeze încă o problemă, pentru că dacă tot așezăm Ucraina, poate așezăm și Moldova, că oricum se joacă Moldova cu Ucraina la pachet. Ucraina e și Moldova. Uitați-vă, domnul Kozak e pus acum. În aranjamentele astea. Nu pot... La Moscova Putin l-a pus pe Kozak, cel care era cunoscut care cu Moldova. A dobândit opoziție. Da, să se ocupești de Ucraina acum. Adică, vedeți, deci numai în aceste câteva minute pe care le avem de la începutul emisiunii am pus pe agenda a câtea teme, încât eu zic, bă, dar proste că nu mai sunt consilier de securitate națională. Vă spun, deci, cred că e cea mai mare pedeapsă în momentul ăsta și anul trecut a fost o întâlnire la NATO a acestor oameni. Când ești consilier de securitate națională, inevitabil trebuie să te uiți un pic la ce e mai grav, ce se poate întâmpla mai rău, să încerci să faci o anumită ordonare și să ții, bineînțeles, tot timpul informat șeful de stat cu privire la aceste chestiuni. Păi, în lumea de astăzi, pe cuvânt, nici nu știi ce să-i spui mai întâi, ce să scrii mai întâi, asupra cărei chestiuni să atrage atenția. Deci, efectiv, toate calitățile... Adică dacă vă imaginați că ați fi în birou de la Cotroceni și trebuie să-i faceți un sumar președintelui, ar fi destul de greu. Cred că dacă înainte îi puteai da o pagină, cred că acum îi dai câteva pagini lejer, adică, păi, uite, eu am un caiet în care m-am obișnuit să-mi notez evenimente de-astea semnificative, boldite, cum le spun eu, care se întâmplă într-o lună. Dom'le, suntem în 20 februarie. Păi cred că am cel puțin 10-12 de la eliminarea lui Suleimani. Păi cum a început anul cu Suleimani, cu criza reașezare constituțională în Rusia, deci coronavirusul ăsta care dă China peste cap și poate chiar economia globală.
Adică, cum să vă spun, pocnesc, deci într-o lună jumate au pocnit atâtea, toate becurile roșii, plus altele noi pe care nu le aveai, cred că s-au prins pe panoul ăsta de avertizare. Plus Brexit, pentru că acum s-a concretizat. Da, da, bine, 31. Brexit era, știam, nu, dar, că va fi la 31 ianuarie. Bun, știi dacă se întâmplă. Reforma constituțională în Rusia nu era pe nicăieri, nu, ne-am trezit cu ea. În virusul ăsta, lichidarea lui Sulemani, care iarăși a șocat pe toată lumea, pentru că nimeni nu anticipa. Adică, aici mă refer la lebede negre, evenimente neanticipate care s-au produs și care sunt multe și ele se combină. În această combinație nu știi niciodată care va fi rezultanta dominantă. Doi, și aici discutăm și de România, că în perioada asta bănuiesc că se lucrează, nu bănuiesc, că aici sunt un pic ipocrit, știu, că se lucrează la strategia națională de apărare a țării, că au fost tot felul de discuții. Legea spune clar, că nu e un secret aici, în 6 luni de la alegerea ca președinte, președintele trebuie să trimită Parlamentului acest document. Ce vreau să spun care este strategia că națională, exact, de când securitate, nu de apărare. Da, da, de securitate, evident. Apărare națională, securitate e același lucru. Nu trebuie să fii prea, prea doctor să înțelegi chestia asta. Ei bine, ce vreau să spun? Când se suprapun amenințările, este extrem de importantă prioritizarea lor. Pentru că trebuie să știi care e cea mai gravă și cu care începi. Când sunt mai multe, inevitabil, n-ai cum să le iei decât în ordine. Și atunci, dacă le iei în ordinea lor, ca să zic așa, gradul de pericol e abordarea corectă, dacă le intră ori întâmplătoare că tu nu știi și atunci pe moment bâși zice, bun, hai să iau pe asta, trebuie să încep de undeva și poate nu ai cea mai gravă amenințare, riști să te confrunți cu un pericol și cu o pagubă și mai mare. Deci după părerea mea, una din marile provocări ale acestei strategii, și vreau să spun clar, este cea mai importantă strategie de apărare de 30 de ani încoace. Toate celelalte au fost strategii de pace, pentru că vremurile erau bune și faptul de a face ce putem, cam asta, am scris ce am vrut și am făcut ce am putut, am mers, a ținut. Strategia asta, ca să zic așa, trebuie să fie una în care trebuie să scriem ce trebuie și trebuie să facem ce trebuie, ca să diferența mare față de epoca de până acum. Și eu o consider cea mai importantă strategie. Și o strategie care, în te privințe, trebuie să înregistrezi o ruptură cu trecutul. Folosesc un termen puțin tel așa, de modat, sună limbă de lemn. Pentru că e o altă epocă, lucrurile merg în rău, gradul de pericol crește și atunci strategia trebuie să reflecte această epocă spre care ne îndreptăm și nu neapărat vremurile bune dinspre care venim. Mulțumesc foarte mult, vom continua discuțiile, cu mare pentru plăcere. Că doar am făcut lista cu marile provocări, putem să le discutăm pe fiecare parte. Cumpărați istoria, o găsiți, este numărul din februarie, citiți istoria ca să înțelegem prezentul și să ne facem o idee. Și poate învățăm ceva din ea de data viitorul asta. Și chiar să punem în aplicare ideea că cine nu învață din greșelile trecutului riscă să le repete. Mulțumesc foarte mult, domnule Iulian Fota. Vă aștept în continuare aici la Historia pentru a dezluși lucrurile din trecut, din prezent și să vedem ce se va întâmpla în viitor. Toate cele bune, rămâneți cu Adevărul Live. Pe curând! We'll be right back.